aia vedem. Da, frate, am ieșit și noi de la bisericuță, dar nu aici sunt moaștele Sfântului Dimitrie. Aici e doar biserica cu câteva moaște al lui Paralambie. O să vă uitați voi pe filmare, că în biserică n-am putut să vorbesc, că vă dați seama, ați văzut cum mi-au pus în fustă din aia. Ia uite, Moș Ion Roată e asta. Cine e asta, vă? Moș Ion Roată? Ivan Damă, în tinerețe. Da, nu știu, o fi ceva. Uite, aici scrie în... Greacă. Da, dar uite, Nicoe Grec Tavernă. Tavernă greacă. Și după aia o să facem stânga, nu? Bă! Dar așa ne pune să ne pune unde am fost noi ieri. Cu o zis că urcăm în deal. Și s-ar putea mitropolia să fie mai departe, oare? De unde e bisericuța aia unde am fost noi? Hă? Ia să vedem. Că aici scrie că facem 14 minute. Hai că și la trotine. Maps. Dealul Mitropoliei. O să facem stânga aici? Da. Și după o să iar facem dreapta. Hai să vedem. Ha? Da, dar nu știi că am fost cu... Uite, zice că facem 15 minute și 1 km. Dar nu cred că e acolo sus. La Palat, la... Da. Haideți că revenim, fraților, de acolo. Că aici v-am adus dimineață cu autobuz. Nu mai am baterii, dar o schimb. Ajungem aici la dealul Mitropoliei, la catedrala Sfinții Împărați, Constantin și Elena, unde sunt moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou sau Dimitrie Basarabov. În partea asta l-am trăs mai sus. Cred că prima dată a fost în bisericuța aia și pe aia a fost înfumat aici, că așa am văzut pe Google. Dacă o să schimb bateria la GoPro, că nu mai am. Ia uitați cât e frumos. Cam bate soare. Urcăm aici la deal. Mamă, dar ce bate soare dincolo. Da, știu. Dar mai era o statuie mai la val. De aici transmite slujba. Uite, biserica e aici în față. Cred că e asta de aici, din stânga. Cred că de asta așa se cheamă dealul Mitropoliei, să cum se cheamă. Alea, dealul. Da. Da, asta oare ce-o fi cu lopotnițe? Ceva, uite, vezi că e din caramidul. Da. Da, asta ce-o fi asta mare, vă? Cu vulturul pe ea. E ce? Uite ce. A, Ateneu? A, acolo să mergem, să vedem. A, da, bă, uite că de aici se vede așa aia și se vede și catedrala.
Da, ia uitați, aici e... De aici transmite slujba. Ăsta e pangar. Pangarul catedralei patriarhal. Ia uitați cât e de frumos. Interzis cameră foto. Ia uitați cât e de frumos. Vecernia. S-a audit vecernia, cred că acum la ora 6, la ora 18 se încheie. Bă, și am venit în pantaloni scurți. Am vrut să-mi iau blugi, dar virgulă căldurile astea. Doamne, doamne, e o căldură de... Ia uitați cât e de frumos. De aici se vede și sus se vede și Catedrala Națională și Casa Poporului de acolo de jos. Palatul Patriarhiei. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Cam așa arată. Am uitat un pic și în biserică. Am filmat numai un pic, că n-aveam voie să filmăm. Ia uitați și bisericuța asta din colț, cât e de frumoasă. Cât e de fain. Și pe aici văd că mai este o... Mai este o trecere din asta, o ieșire. Dar aici cine știe unde duce. Nu mă merg un pic să vedem ce e aici. Asta e strada Patriarhii. Aici iese din partea asta. Uitați ce scrie aici. Fotografierea și filmarea sunt interzise în catedrală. Închideți telefoane mobile, fumatul interzis, accesul interzis cu animale. Mâncare sau băutură în catedrală. De asta da, mi se pare corect, da? Da, cam atât. Hai să vedem până mai încolo, mai în vale și după aia are pavaj de ăsta. E pavaj de ăsta din piatră din aia veche, poate de sute de ani, nu, da? Nu, uitați cât e de fain, cât de fain se vede vulturul acolo sus. Dar aici nu știu ce-o mai fi. Mă duc până aici în colț, filmez porțile alea și după aia mă întorc înapoi. Sector 4, strada Patriarhiei. Dar aici o mai fi ceva, că văd niște porți cu stema României. Dar cine știe ce o mai fi. Da, fraților, și cam asta și cu dialogul Mitropoliei, cu Mitropolia. Ați văzut și Mitropolia Bucureștilor. Am văzut că era mormântat patriarhul celălalt care a murit, Teoctist. E înmormântat aici, am văzut, în catedrală, dar doar am făcut o poză atât. Uitați cât e de frumoasă iconița aia de acolo de sus. Da, sunt frumoase locașurile de cult. De acum ne ducem și noi să, nu știu, să căutăm ceva, să mâncăm. Vedem ce mai facem. Dacă mai fi ceva, o să mai fac filmare de acolo, din oraș. Am fost și în centru vechi, am fost și la bisericuța cealaltă. O să vedem unde mai mergem. Diseară o să filmez simfonia apei, dar o să blochez sunetul că bagă la copyright. Am fost 6 seara, dar vreau să filmez cu sunele în seara asta și o să văd cum pun. O să pun cu sunele și celălalt cu telefonul care l-am făcut, cred că o să le pun pe canalul celălalt. Da, deci cam atât de la Patriarhie. Ați văzut, cam așa arată Patriarhia. Uitați-o în spatele meu, foarte frumos. Chiar mi-a plăcut. V-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. Nu uitați să dați butonul de like, să dați un subscribe acolo și un comentariu. V-am pupat, pa, pa!